O tânără mamă în vârstă de 38 de ani a fost ucisă în noaptea de Revelion după ce câteva artificii i-au rămas prinse în haine și au explodat, înainte ca persoanele aflate în jurul ei să poată interveni pentru a o ajuta. O mamă a doi copii din Brazilia sărbătorea anul nou cu familia sa pe o plajă din Praia Grande când a avut loc tragedia. În timp ce urmăreau cu toții artificiile, unul dintre dispozitive i-a rămas prins în haine și înainte ca cineva să-i poată sări în ajutor, acesta a explodat. Femeia a murit în urma rănilor suferite la nivelul pieptului. Rudele femeii și copiii săi au urmărit neputincioși scena îngrozitoare. În imaginile surprinse în acea seară, se poate observa cum dispozitivul blocat în hainele femeii a început să scoată scântei și apoi a explodat, în timp ce oamenii aflați la petrecere de pe plajă alergau și țipau de groază. Potrivit primelor cercetări, focul de artificii care i-a adus sfârșitul tinerei nu a fost declanșat de către membrii familiei sale. O anchetă este în curs pentru a descoperi cine a aprins fitilul, relatează Digi24.ro.